Consiliul Județean Buzău va aloca anul acesta câte 25.000 de lei cluburilor Fortius, respectiv Luceafărul Buzău. Decizia reprezentanților județeni este una cel puțin de neînțeles, având în vedere faptul că cele două activează în ultima ligă din țară. Aleșii județeni au ales să nu sprijine Metalul Buzău, o echipă cu un buget solid din mediul privat, decât dacă promovează în Liga a treia. Ținând cont că ambele echipe, cel puțin teoretic, se încadrează ca să poată să aibă finanțare de la autoritățile locale, pentru că ele activează în Liga a doua, am acordat sumele de bani respective pentru cele două echipe. Dar asta nu înseamnă, țin să nu neapărat să le atrag atenția, dar să fiu foarte clar, în momentul în care vor veni la finanțare și nu vor avea documentația în regulă, cu siguranță nu vor primi absolut niciun ban. Asta este valabil pentru fiecare echipă care a primit prin hotărârea Consiliului Județean anumite sume de bani. Participarea în Liga a doua de futsal din ultimii ani a celor două cluburi a stârnit mai multe semne de întrebare, iar consilierii județeni vor fi cu ochii pe Luceafărul și Fortius pentru ca activitatea lor să fie una legală și transparentă. În afară de acest lucru, nicio echipă nu va mai primi finanțare dacă periodic nu vor veni cu actele să fie în regulă, cu modul în care s-au cheltuit banii și așa mai departe. Și, în primul rând, vreau să fie clar pentru toată lumea, cine păcălește sportul prin anumite mijloace, cu siguranță iarăși nu mai va primi bani. Adică dacă vor folosi jucători pe fals, adică să fiu tare, tare explicit, sau dacă vor încerca să facă altceva decât ceea ce trebuie să facă. Deci, în concluzie, ca principiu, au primit cele două echipe de fotbal bani, dar nu vor primi banii decât dacă se încadrează clar în anumite riguri. Un avantaj pe care cele două cluburi îl au față de Metalul Buzău, care nu ar trebui să constituie criteriu de punctaj în alegerea finanțărilor CJ, îl reprezintă dreptul de vot pentru alegerea președintelui Federației Române de Fotbal, drept de care buzoienii de la fotbal încă nu se bucură. Actualmente, județul Buzău are 8 voturi în adunarea generală a membrilor afiliați FRF, jumătate aparținând cluburilor de futsal buzoiene, 2 de seniori și 2 de juniori. Adrian Petre, președintele Asociației Județene de Fotbal Buzău, de asemenea entitate cu drept de vot în cadrul forului din capitală, ocupă totodată și funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău.